Arătăm ce se întâmplă la o întâlnire secretă a magicienilor. Da, deci, Delfinul a strafat acolo. Dar nicio problemă, mie îmi plac numele asta. Salut, Gărdin, bine ai venit. Bine. Bine. Salut, domnule, mă bucur să te văd. Salut, mă, 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 simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața. Îți place, place, îți place viața cu Verdini. Hai salut, dar nu mai e intrarea pe aici. Condă. Trebuie să ocolim încolo. Hai că mă bag mașina. Aici. Așa mă frate, ce faci mă prumulețule, nu te-am mai văzut de 17 ani. De când aveam de când aveai 17 ani. Ce faci? Bă, te-am venit la întâlnire. Mamă, dar ce bine miroși, ești nebun. E parfumul tot de la mașină, bă. Taci, mă, cu ce te dai zi? Nu vreau să fac reclama Tom Ford, că are suficientă. Uf. Uite, și-am găsit și loc de parcare, vezi? Și uite, cap, mă, acolo, da, hai să vedem. Da, mă, nu vrei să parchezi în mai în față, în uite, am găsit mai în față, vezi? Uite, te las pe tine să wishful thinking. Acolo. Ne vedem în vlog următor. Aha. Tot drăguț, neschimbat, înalt. Ce frumos, ce revedere minunată. El este Andrei Gârjob, în cazul în care nu știați. Dacă nu știați, asta e pierderea voastră. Pierderea voastră, asta voiam să zic și eu. Mergem la o întâlnire specială, am primit o invitație specială. Doar până salut, doar până prin să... interiorul magazinului de magie, da. Pe acolo, salut, da. Salut, doar pe acolo, da. Da. Ok. Salut. Dita mai dură, bă. Salut, Andrei. Welcome. Salut, Andrei. Salut, bine ai venit. Bine. Salut, domnule, mă bucur să te văd. Ea este Cristina. Să vă explic, aici este o mică scenă pentru spectacole, adică acolo. Pentru spectacole intime, private, personale, așa. Și am întrebat-o pe Cristina când o să aibă spectacol aici. Un pentru spectacol că... intim aici. Privat, în sensul că va fi un spectacol foarte apropiat de magie, nu? Foarte. Da? Nici o problemă, mie îmi plac lumele astea. Deci, serios, când faci un spectacol aici? Nu știu, nu am. Trebuie să mă trec pe lista de așteptare. A, e o listă? Cred că... A, ce tare. Asta e un spațiu magic, într-adevăr. Dacă și tavanul arată atât de bine. Te-a desenat și băieții? Scrie, am fost aici. Poți să servești o cretă și să lași un pic din energia ta acolo, o semnătură, whatever you want. Okay. Nu okay. Acum neapărat, dar să nu uiți. Ok, da? Ok, bine, bine. Trebuie să scriu și eu pe acest perete. Am fost aici. Uite. Încă n-a scris toată lumea, dar... Îmi iau și eu o cretă verde. Cretă verde. Să scriu și eu aici. Am scris împreună, suntem minunații, cu drag Verdini, pentru că întotdeauna este cu drag Verdini. Zim de unde ai cravata asta atât de frumoasă? Am făcut o magie. A, asta e corect, corect. Nu, îmi cer scuze că am întrebat, îmi cer eu scuze. Există Men's Cave, ai auzit de Men's Cave? Da. Da, existăm doar în mall-ul din San Plaza. O să dau o tură pe acolo, să din San Plaza. Foarte frumos magazinul, da. Și o să dau o tură. Au o varietate. Ai un stil mișto. Este mișto, mișto, foarte mișto, serios. Eu trebuie să recunosc că sunt lipsit de inspirație când vine vorba de haine, mai ales de haine de magician. Am aceleași tipuri de costume. Mai schimb și tu, uite, nu schimb nimic, nu am schimbat nimic niciodată aceasta, nu mai schimb de mult timp. Salut domnilor! Salutare! Da. Face. Salut! Salut. Verdini, îmi pare bine! Alex! Verdini, îmi pare bine! Da. Alex? Sunteți și magicieni? Eu da! Cât de tare! Tatuajele tale sunt geniale! Mulțumesc! Mi l-am făcut singur! Eu nu duc mobilele mele, poate am făcut singur!
Da. Ce facem aici? Fii atent, stai un pic. Stau. Aici am o chelie și de vreo 2 ani mă tot gândesc așa. Dacă să-mi fac aici un tatuaj. Ok. Doar că m-am tot gândit să-mi fac un nor, gen cu capul nori. Uite. Doar că, da, vezi, uite, i-ai dat ploaie. Dacă da. Luai ploaia de aici, nu mai știai că e nor. Nu sunt de acord. Nu ești de acord? Uite. Ăsta nu e atât de bine făcut, dar forma de nor e aceeași mereu. Adică poți oricând să-ți dai seama de la orice distanță că ăsta este un nor. Da. Sau cel puțin puteai înainte să fac eu fața asta tristă. Din punctul meu, mi-am făcut niște teste, mi-am desenat cu markerul mai multe lucruri. Mai multe tentative, știi? Dar nu m-am hotărât, mai ales că e, na, fiind aici, am zis că, da, îmi plac foarte mult tatuajele tale, sunt foarte mișto, foarte cool. Ăsta e jobul meu, cu asta mă ocup. Faci tatuaje? Profesional, da. Pe bune? Da. Cu asta mă ocup. Ah, cât de tare. De asta zic că mi l-am făcut singur. E o căsuță. Mamă, pe care... Mamă, ce tare e făcută. Genial. Nu îți place? E superb. E incredibil. Este incredibil, este unul din cele mai bune tatuaje pe care le-am văzut. Hai, mă, că glumești. Eu sunt nebunit după floricele, am și eu o floare la ureche. Ah, ce tare floare la ureche. Și da, place foarte tare. Și stilul ăsta așa de căsuță, ia fi atent, că suntem meci. Ia, ia. Uite. Ah, ce marfă e, da, asta foarte mișto. Ăsta e făcut de sora mea, am lăsat-o să mă tatueze. Sora mea mai mică mi-a făcut ăsta. Da, bine, ia a desenat pe foaie și nu, ia la tot, complet. Du-te de aici. Aceasta este... La câți ani are? Acum 20 și... Și când, când ți-a făcut cât avea? 16 ani. Wow. Asta e ușa secretă. Mamă. Stai că vreau să-l fac pe Robert ceva. Stai mă, chiar e. Happy Robert? Aaa, cât de mișto. Da. Păi bravo mă, eu nu știam asta. Și aici poți să intri și este magazin. Magazinul a transformat în ăsta. Magazinul a transformat în ăsta. Foarte tare. Chiar foarte tare. Noi facem un vlog, acum filmăm un vlog în care arătăm ce se întâmplă la o întâlnire secretă a magicienilor. Este Joshua G. Cred că e grijă. I wish you all a great success with your launch. I wish I could be there in person. I will visit soon. Take care. Ea bun, ne-a vorbit un băiat pe nume Joshua J. Verificați voi pe internet. E mare. Okay. E bogat. Mare și bogat. Din magie. Meu, și priceput. Dar e bogat. Și care e surpriza? Și a zis, bă, facem spațiul ăsta, bă, e Bogdan, ești nebun, hai să facem, da, bine, hai să facem și a ieșit expert magic la un next level. Întotdeauna jucărie și magie te salvează, deci dacă ai nevoie de ceva, te duci la jucărie și magie, pac, Bogdan, dai telefon în weekend, am și nevoie de mouth coil, nici un fel de problemă, pa, te rezolv, dacă am pe stoc, dacă n-am pe stoc, asta e. Nu, tu ai, el a prins-o, tu ai luat-o. 116, avem o pagină lipsă. Oh, opa! E mai, stai așa o secundă! Hai, prieten! Hai, am fost la puține momente de magie în viața mea și mă simt ca un copil de fiecare dată când merg. Nu? Tu te simți, doamne, copil, doamne ajută, doamne, da, asta. Aveam niște auto poate. Bă, nu mai știu, mamă, că soțiile mele nu știu că sunt aici. Nooo. Oh. Never heard of it. Working as class hero. Am luat pentru că sunt delicioase, asta chiar îmi place mult de tot, asta cu steluța. E bună, bună, mă. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home, they hit you at school. They hate you. Ah, what are you doing? What are you doing? O secundă, bine, așa e bine, gata, hai că pas o facem. Din păcate nu mai am baterie la cameră. Nu știu cât se înțelege din ceea ce filmez eu aici. E o atmosferă frumoasă.
n-am ce să zic, n-am mai fost de mult la o întâlnire cu magicieni și îmi place tare mult. Mă face să mă simt așa copil. E foarte frumos. Și îmi place entuziasmul tuturor oamenilor care fac magie. Și să știți că să faci magie pentru magicieni este total diferit, este total altceva. Nu știu dacă v-ați dat seama că e deja cumva interactiv, oamenii din sală tot fac glumițe, participă, sunt prezenți acolo, sunt mai prezenți decât alți oameni cumva, pentru că noi având noțiuni despre ce s-ar putea face, cum s-ar putea face, suntem implicați tot timpul să vedem cam cum a gândit-o, ce abordare a avut. Și e o senzație interesantă. Spuneam doar că e diferit să faci magie pentru magicieni. Eu prefer să fac magie pentru oameni. Nu sunt pasionat în a face magie pentru magicieni, dar oricum ar fi, vă mulțumesc din nou că ați fost alături de mine. Sper că vi s-a părut interesantă întâlnirea noastră a magicienilor aici, așa cumva întâmplătoare, pentru că s-a deschis acest spațiu nou. Și ne revedem în fiecare zi, pentru că voi știți, postez zilnic. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat. Dacă n-ați făcut-o, vă rog să vă abonați chiar acum, pentru că ajută, e important. Și v-am pupat. Gata.